Primul război mondial a făcut din secolul 20 un veac prea scurt. După 100 de ani, povestea unei sângeroase conflagrații mondiale, numai la TVR 2, într-o ediție specială. Doamnelor și domnilor, bună ziua, vă spun de la Muzeul Militar Național, Ferdinand I, iar ceea ce începem în acest moment nu este neapărat o lecție de istorie și nici măcar consemnarea hiperbolizată și festivă a 100 de ani de la o conflagrație mondială. Se află cu mine domnul Adrian Cioroianu, decanul Facultății de Istorie din București. Bună ziua! Bună ziua, bună ziua! Și domnul Alin Matei, lector universitar doctor la aceeași facultate. România face în acest moment o marcare, ca întreaga Europa de altfel, a primului război mondial, ca să aducă în prim plan ce anume din acest moment al secolului trecut. Spus foarte simplu, România avea de ales între a marca acest moment 1914 și a aștepta 1916. E clar că 1916 are semnificații puternice pentru România. În același timp, evenimentul de ansamblu care înseamnă primul război mondial nu poate fi ratat și a avut un impact extraordinar asupra întregii lumi, implicit asupra României. Deci, 1914 e un moment esențial în istoria României, un moment în care România face o alegere, da, neagă cumva tradiția politicii sale externe de până atunci, foarte clar. 1914 este de asemenea un subiect, pentru mine cel puțin, ieșit din comun. Suntem la 100 de ani de la, aproape 100 de ani de la momentul iulie 1914 și astăzi discutăm. Este Germania vinovată? Are Serbia o parte de vină? Rusia cumva este în spatele întregii intrigi? Tocmai pentru că e un măr al discordiei în tot contextul ăsta, domnule Cioroianu, trebuie să învățăm ceva din acest moment al Europei 1914? Sunt multe lucruri de învățat, dar în același timp istoria ne arată că nu s-a învățat mai nimic. Pentru că dacă s-ar fi învățat ceva din primul război mondial, probabil nu s-ar fi ajuns la al doilea război mondial. E o dezbatere eternă și o altă gâlceavă a istoricilor și a filozofilor, dacă societatea umană învață ceva din trecutul ei. Și să știți că, din păcate, rezultatele sunt mai curând dezamăgitoare. Dar, măcar pentru noi, pentru cei care suntem profesioniști ai istoriei, noi credem că măcar noi suntem cei care transmitem anumite învățăminte. În acest moment, 2014, sunt 10 țări europene care, într-un elan comun, au strâns 56.000 de fotografii, de documente, de mărturisiri. România a început și ea, grație unei inițiative a Bibliotecii Academiei Române, să facă același lucru, dar miza acestei recuperări, de fapt, este care? Dacă acceptăm totodată împreună realitatea că nu învățăm prea mult din istorie și că mai degrabă istoria cu greșeli cu tot se repetă. Între noi fie vorba, cele 10 țări de care vorbeați ar trebui separate până la un anumit moment, până în vara anului 1914, conflictul era european, nu era încă un război mondial. Putea să fie unul dintre războaiele europene, mai fuseseră. Intrarea în război a Japoniei în august 1914 a dat acest caracter mondial din acel moment. A fost limpede că Europa e prea mică pentru un război atât de mare. În legătură cu ce spuneați, cu această solidarizare, sigur că pentru noi e o situație bizară. Noi n-am început războiul în 1914, dar în același timp acest conflict a fost atât de important prin desfășurarea lui, prin consecințele lui, încât suntem obligați la rândul nostru să comemorăm acest centenar. Și ar fi bine dacă Academia Română ar participa la ceea ce spuneți, pentru că, slavă Domnului, au fost atât de importante bătăliile și fronturile din România, sau la care România a făcut parte, încât ar fi păcat să lipsim de la o asemenea rememorare documentară. Tocmai pentru că am fost într-un cor de voci și ca să ne întoarcem dintr-un context mondial, într-un context al Bucureștiului din 1916,
Vă propun câteva minute cu valoare de document. Este confesiunea unui veteran de război care în 1991, când a fost filmat, avea 100 de ani, tocmai împlinise centenarul. E vorba despre generalul Titus Gârbea și revenim la discuția noastră. Eu mă găseam în școala de artilerie Genius Marine după ani de școală și de liceu, unde s-a cultivat patriotismul la gradul cel mai înalt. Și eu sunt un produs al acestei stări de spirit, datorită poate și părinților mei care erau patrioți, și în casă eu m-am născut și m-am trezit cu Peneș Curcanu, cu Deșteaptă-te române, cu Trăiască regele și alte cântice patriotice. Deci starea de spirit la această vreme era o stare de spirit patriotică datorită unui avânt de care era animată toată tinerimea și chiar toți bărbații țării. Sunt convins că armata noastră a fost slab pregătită în această perioadă, 1913, 14, 15, când a izbucnit primul război mondial. Și în adevăr, eu am trăit această perioadă grea când deodată din toate părțile s-a adus, s-a furnizat materialul de care avea nevoie și mai ales artilerie, proiectile și celelalte arme de care avea nevoie o armată în campanie, în război. În marea bătălie de pe Neașlov, Argeș, unde noi am încercat cu forțele slabe care le aveam ca să apărăm capitala, am luat și eu parte ca comandant de baterie. Comandantul meu de baterie a fost rănit cu câteva zile înainte și pe câmpul de luptă am luat comanda acestei baterii foarte bune, cu tunari falnici, 300 de tunari, tot atâția cai și o mulțime de trăsuri, între care obuzierele mele. În această situație eram urmăriți de către grupul de armate din Oltenia, Câne, cum se chema, general Câne, și cădea în spatele nostru, care ne luptam cu grupurile principale ca să apărăm capitala. În această situație, când inamicul s-a apropiat amenințător de noi și când beata noastră ariergardă, un simplu batalion, abia putea să țină lupta, a fost nevoie de artilerie și, din proprie inițiativă, din coloana în care mă găseam, am oprit imediat bateria mea, am fluierat, am dat comanda și am deschis focul imediat. La auzul bubuiturilor de artilerie ale noastre, ariergarda noastră s-a mai înviorat, așa cum se spune într-un regulament, il rombo confortante del canone, bubuirea asta confortantă al tunului a îmbărbătat pe soldații noștri și a mai putut să rezistăm. Dar ariergarda a trebuit să se retragă și eu am rămas singur pe câmpul de bătălie de la Neașlov, chiar pe malul Neașlovului. În această situație, un vestit comandant de divizie pe care îl cunoșteam din Dobrogea, generalul Scărișoranu Constantin, vine cu automobilul în bateria mea și mă întreabă ce faci aici. Eu îi spui ce facem și îi zic, domnule general, aici pe câmpul ăsta de bătălie, numai dumneavoastră și cu mine mai luptăm. Dacă eu cad, atunci vă cad în spate și cad în spatele armatei. El s-a gândit o clipă și zice, Gârbea, mai poți să mai reziști încă o jumătate de ceas până să te mete o ariergardă? Zic, rezist și până de seară, dacă știu că vine această forță. Și am continuat bătălia de încă 3 zile, bătălia de la Argeș, în această situație de comandant unei baterii amărâte, dar bravă, în situația de ariergardă. Și am luptat acolo până la ultimul proiectil. Pentru noi rămâne totuși acest lucru care în istorie se întâmplă poate odată la sute și sute de ani. Concomitent, 4 imperii în Europa aproape că dispar, nu peste noapte, dar intră în faza de disoluție. Germania, care era un mare imperiu, Austro-Ungaria, Rusia țaristă de care vorbeați,
Turcia Otomană, Imperiul Otoman, ori să acceptăm că o bună parte din istoria noastră în secolul 20, România Mare în orice caz, are directă legătură cu această dispariție a unor astfel de monștri geopolitici. De fapt, cred că numai așa cum puneți problema într-o ecuație a vecinătăților, sigur, și că într-un context global, putem să înțelegem exact importanța sau mai exact consecințele pentru România, sigur, ale primului război mondial. Plus maniera în care după 1919-1920 politica noastră, mai ales politica externă, este cu totul și cu totul legată de Franța. Franța rămâne garantul stabilității din Europa și atunci politica externă a României a fost direct legată de Paris. S-a văzut ce s-a întâmplat. Imediat ce a căzut Parisul în vara anului 1940, se sparge și România Mare. Adică piesele de domino, exact ca la începutul primului război mondial, se vor repeta într-o oarecare măsură la începutul celui de-al doilea război mondial, cu mențiunea că atât Germania lui Hitler, cât și vecinii noștri bulgari, ne vedeau ca pe niște adversari iarăși, sau în orice caz nu fusese în aceeași tabără în primul război mondial. Și oamenii vreau să-și ia revanșa. Deci noi, cum să spun, am căzut din lac în puț, cum se spune, și asta explică viața scurtă a României Mari. Primul război mondial rămâne momentul în care, cum zice în presa vremii de la Vrancea, am trăit în sfârșit și pentru noi. Am început să ne gândim și la traiul nostru. Și de aceea propun să închidem dialogul pentru care vă mulțumesc și pe care îl vom continua și în alte două episoade consacrate primului război mondial. Foarte bine. Cu o declarație răsunătoare a lui Nicolae Iorga, despre care știm cu toții că fusese participant la conferința de pace din partea României, și el spune, îi veți auzi vocea în acest document, într-un film pe 16 mm făcut în anii 30, că România nu era o improvizație a secolului al XIX-lea și valoarea cea mai importantă a ei în acel moment era rezistența și valoarea morală. Da. Să rămânem pe această remarcă, vă mulțumesc și vă aștept la o discuție. Toată plăcerea. Am avut în alte împrejurări o adevărată civilizație patriarcală. Rămâne să atingem adevărata civilizație modernă. Ea singură ne va permite să se simtă glasul nostru în concertul popoarelor civilizate, fără ca el să sune fals sau pretențios. Am fost multă vreme, prea multă vreme, uimiți, fermecați, câștigați, fârobiți de strălucirile depărtate ale marilor civilizații europene. Desigur că e cald în loc unde arde focul, de la care și pentru noi sar câteva scânteii în negru nopții. Dar e așa de lungă și de grea calea, până la vatra unde e lumina întreagă și căldura bună. Și chiar dacă vom ajunge acolo, nu trebuie uitat un lucru, că alții sunt așezați în rândul întâi în jurul flacării și că ei au dreptul să o înconjure, fiindcă ei au aprins-o cu munca și cu riscul lor. Mai ales tinerilor, nu îi se poate spune îndeajuns că țara nu trebuie părăsită până ce nu înțeleg în adevăr care e și meritul ei în sine și drepturile ei față de dâși. Acolo unde sunt dispuși să plece capetele ca rob, nimeni nu îi va fi recunoscător pentru abdicarea de la patria și de la neamul lor.